Se vede că nu ne pricepem, că după ce am dat stratul de piele jos, tătătă s-o negrit. Nu, amă, ce ne facem cu el? Nu e așa mult păr, da? Mă chem că cu asta nu facem treabă. Deci cu asta nu faci treabă. Cu asta camere, dar totuși e mult păr pe el, ce geata facem? Are rost! Hai că nu mai pierdem noi vreme. Și apoi încercăm totuși piesa asta, să vedem cum merge. Oh, așa da, ia ce repede merge! Avem un animal de companie foarte, foarte deștept și foarte frumos. Și vin sărbătorile de iarnă și am vrut să-l spălăm un pic, să-l pregătim, să facem frumos, să fie și el frumos de sărbători. Un prieten de-a nostru o zis, mă, dacă nu-i dai de mâncare coz înainte, ziua următoare stă frumos și poți să-l speli. Noi asta ne dorim, să fie curat, să fie frumos. Și noi am dat de mâncare o zi întreagă. A doua zi, pe când ne-am dus la el să-l spălăm, nu i-a plăcut nici cum n-o stat. Am sunat alt prieten, a zis, băi, înțapă-l un pic sub bărbie, că apoi stă liniștit. Și acum dacă l-am înțăpat, ia uitați ce frumos stă, el putem spăla foarte, foarte bine. N-ați vrea să se înțeleagă că noi suntem oameni de aia care traumatizăm animalele. Nouă ne plac animalele, le iubim, uite, le facem duș, le spălăm să fie curate, le pregătim de sărbători. Deci, ăia care sunt răutăcioși și... nu iubesc animalele ca noi, să își vadă de treabă. Acum, după ce l-am spălat frumos, îl lăsăm aici la soare să se usuce un pic și așteptăm să se trezească. El s-ar putea să fie un pic debusolat, pentru că l-am adus cu tractorul până aici sus, l-am adus lângă casă, să-l spălăm și noi cu condiții. Dar așteptăm să se trezească ca să-l putem duce înapoi la locușorul lui până vin sărbătorile. Bine. No, te aștept. Am sunat un prieten, pentru că îi minte nașa amnează și purcelul și-a zis prietenul către mine nu se trezește dacă nu dai părul jos de pe el. Și să vedem cum are părul jos de pe el. Trebuie să vă spunem că noi nu suntem de aici, noi nu suntem de la țară. Noi suntem orășeni mutați la țară și nu ne tare pricepem cu animalele astea. Avem niște capre pentru lapte, avem o bivoliță care așteptăm să fete să ne dea lapte și purcelul ăsta chiar ne-o fă drag. L-am tăscărtinat, i-am dat de mâncare bună, l-am mădărit, l-am gâdilat, ne-am jucat cu el și nu știu ce o să se întâmple mai departe. Dar hai să-l dăm totuși de păr, să-l curățăm. Dacă te l-am adus sus, ne-am gândit că să-i dăm un pic și părul jos, ca păi mai ușor îl dăm cu cremă și mai ușor îl parfumăm și mai ușor îl îngrijim și îl răsfățăm. E mult de lucru cu el și apoi fac o pauză, mânc oarece. Dar tu ce mănânci acolo? Niște cartofi cu niște ochiuri. Dacă știam eu că e atâta de lucru pe el, nu cred că mai întrebuia mie de a este animal de companie. Da. Asta e. Puneți-ne în comentarii voi ce animale de companie aveți, că ia ce am pățit noi. Orășeni veniți de la oraș la țară și ne vin idei. Da. Nu s-ar zice că ești de la oraș, mă vorbești cu gura plină. Am uz de mult la țară deja. Și mi-e și foame. Când te bronzezi. Eu nu mă bronzez. Eu stă timpul bronzat. Când te arde soarele. Nu mă arde soarele când place să stau la umbră. Și tu că la țară să stă la umbră, nu la soare? Mă, aia de la oraș care mărg și lucră în fabrică și pe vapori. Ăia, ăia da. Noi stăm la umbră. Că mi-e și groază când au venit copiii de la școală să vadă animalul lor de companie preferat. Uite așa am tins pe jos. Sperăm să-și revină până atunci.
Mi-am dat seama că după ce vine părul jos, mai vine și un strat de ptele. E pe nu știu ce să fac. Eu cred că ăștia și-au bătut joc de mine. Așa, prieteni, nu știu cine mai are. Și de sară îi plânge. Mai pocni și ea m-am pârjolit pe jeje. Nu te cheame că nu plânge, mă bate soarele și trebuie să găde curăța porcul ăsta, să nu se pună mușchele pe el. Am ce ne facem cu el? Miroase cam bine, am putea să-l mâncăm. Cum să mănânci animalul de companie a copiilor? Nu trebuie să le zicem. Hai să-l gătăm de curățat. Păi îmi vedea ce-mi face. No, ia, că vine jos negreala. Uite ce bine vine. Băi, oameni buni, de atâta timp cât stă porcul ăsta pe jos, eu nu cred că se mai ridică. Încotat să facem ceva cu el, că altul a făcut glume cu noi. S-a zis că să-l barberim și să ce să facem cu el și să-l spălăm. Și noi, asta este. Ne-am păcălit de data asta. Vom vedea dacă ne-am descurcat de aici încolo să-l porționăm, să-l punem în ladă. Dar trebuie să vă abonați la canalul Orășan la Țară ca să știți despre ce e vorba și cum procedăm mai departe cu el, că eu luam mai jumătate de zi până am stat, până l-am bărberit, l-am tăresuscitat și tă nimic. Acum deja ne-am pierdut toate speranțele și merem la planul 2. Că mi-o pot drag de el, i-am dat are mult zăr, lapte de la capre, i-am dat când o pomic. I-am dat zări, i-am dat cea mai bună mâncare. Ce să faci cu el? L-am pune în ladă, vom vedea noi dacă l-am mâncat, ori dacă trece în casă la noi sau l-am dat la alții.